Bună ziua! Sunteți gata? Da. Măcar o dată începem la timp. Stimați cetățeni, noi azi am avut următoarea rundă de audieri, foarte importantă, foarte interesantă, și drept nu s-a prezentat Emma Tăbărță, care a fost chemată pentru orele 11, din spusele dumneiei, simte rău. Păcat, în urma intervenției dumneiei, acțiunilor sau inacțiunilor, cam acum se simte rău tot sistemul bancar. Dar este ceea ce este, îi dorim sănătatea, probabil că altădată numai decât o să o audiem. În schimb s-a prezentat domnul Drăguțan. A fost discuție foarte interesantă. Dacă să concluzionăm așa succint, din punctul nostru de vedere a fost încercarea de a plasa responsabilitatea. Adică Banca Națională a făcut tot ce și a putut, dar nu a dispus de instrumente necesare pentru a gestiona criza din 2013-2014. De ce nu a dispus? Cine i-a încurcat? Adică întrebarea noastră a fost că problemele în sistemul bancar au apărut din 2011, când s-a întâmplat atac Raider masiv la cele mai importante instituții financiar-bancare din Republica Moldova, și de atunci era timp berechet ca Banca Națională să intervină. Era întrebarea firească, ce v-a încurcat? Adică era problemă în legislație? În 5 ani de când ați devenit guvernatorul Băncii Naționale, ați avut posibilitatea să propuneți modificările? Dânsul a reacționat că au fost aceste propuneri, însă nu este clar de ce nu au fost propuneri suficiente pentru a gestiona criza din 2013-2014. Dacă cineva v-a blocat, spuneți cine, că argumentul, această justificare, un fel de atmască, mă scuzați, că nu era voință politică, fără că se spună nume, de la cine nu era voință politică, mi se pare că deja asemenea variante nu mai merg. Referitor la de ce în 2012 au fost întâi blocate, dar peste 3 săptămâni deblocate acțiunile grupului Platon în BEM, și catare toate creditarea neperformantă și creșterea creditelor neperformante s-a început atunci, de la sfârșitul anului 2011 până la 2013. Dânsul a spus că probabil că au fost argumente juridice, nu ține minte. Pe 2013 noi l-am întrebat tranșant care era poziția Băncii Naționale vis-a-vis de această emisie suplimentară. Vă spun sincer, la un moment dat s-a creat impresia că dânsul a avut propria părere atunci, dar nu era de acord cu ea. Adică parcă exista părerea domnului Drăguțan și părerea Băncii Naționale. Că dânsul întâi insista că nu sprijină ideea emisiei suplimentare, ar trebui să fie capitalizată Banca de Economie cu privatizarea ulterioară, întrucât dânsul tot timpul pledează pentru băncile private. Până nu am adus documentul oficial de la Banca Națională de la 11 iulie 2013, unde Banca Națională oficial propune această emisiune suplimentară. Și vede asta ca o singură soluție fizabilă. Și atunci dânsul a spus, da, probabil la nivelul instituțional așa a fost poziția, Banca Națională nici nu a sprijinit, dar nici nu a fost împotriva acestei emisiuni suplimentare și asta, în genere, nu-i treaba Băncii Naționale, sunt acționari acolo. Nu. Cetățenii oase să decidă singuri cum putem noi califica asemenea declarații și afirmații. Din punctul meu de vedere este ceva inadmisibil, că Banca Națională, principalul regulator al sistemelor financiare, să iasă și să spună atunci când
Părerele, și cetățenii trebuie să cunoască, părerele au fost diferite în 2013. Era Ministerul Finanțelor, era conducerea băncii de economie, era părerea FMI, părerea băncii mondiale, care erau împotrivă categoric la emisiunea suplimentară și pierderea pachetului de control. Și era poziția, așa zise, Comisiei Redman, care nici nu era poziția juridică, era poziția guvernului care s-a bazat pe poziția Comisiei Redman și era poziția Băncii Naționale. Dacă atunci Banca Națională ar veni franc și ar spune că nu este cea mai bună soluție, eu cred că situația ar fi putut să fie gestionată altfel. Și cea mai importantă întrebare care noi am adresat legată de garanțiile de stat, desigur că dânsul insistă că asta era unica soluție atunci, că dacă ar fi fost acea garanție de stat în ianuarie 2014, atunci suma pierderilor era mult mai mică, poate nu 14 ceva miliarde, dar mai mică, că iarăși nu a fost voință politică, factorul politic s-a taraganat cu chestia asta. Dar întrebarea principală care noi am depus dumnealui cu administrația de stat. De ce la 7 noiembrie, când a fost emisă acea hotărâre secretă, a doua zi nu a fost luată decizia privind instaurarea administrației de stat. Că deja toți copiii în țară știu că în luna noiembrie în veselie au fost scoși sute de milioane de dolari. Toată suma totală, aproape 2 miliarde din sistemul bancar. Și de ce guvernatorul BNM nu a venit la acea ședință guvernului cu insistență că nu ieșim de aici până când nu luăm decizia privind instaurarea administrației speciale sau, dacă pentru asta e nevoie, să emiteți imediat garanțiile de stat. Scrieți acum și după asta, mâine, noi punem pază la toate trei bănci, nu fie nicio tranzacție. Dânsul a spus că acest lucru iarăși nu depinde de dânsul, asta trebuia să fie decizia guvernului. Garanția de stat propria zisă a parvenit în Banca Națională tocmai aproape peste două săptămâni. Iată, la 7 noiembrie a fost emisă hotărârea guvernului, dar garanția propria zisă a nimerit la Banca Națională pe 19 noiembrie. Și până când s-au mai scarchinat ei acolo încă o săptămână, pe 25-26 noiembrie 13,5 miliarde lei au fost scoși prin Banca Suceavă, din Banca de Economie. Și administrația de stat a fost instaurată tocmai pe 27 noiembrie. Coincidență interesantă, taman în acea zi a fost acea decizie a Curții Supreme de Justiție prin care Banca de Economie ciruită, au fost întoarsă statului fără bani, doar cu oficiile. Dânsul iarăși plasează responsabilitatea pe guvern, întrebat pe guvern de ce așa de târziu a venit acea garanție de stat, noi n-am putut, noi n-am știut, adică, iată, asta e poziția dumnealui. Din punctul nostru de vedere, poziția care nu poate fi privită ca poziția unui demnitar de stat, unui guvernator a Băncii Naționale, responsabil pentru stabilitatea sistemului financiar bancar în Republica Moldova. Adică tot ce el a făcut a fost justificat, e bun, doar nu e clar de ce noi am ajuns la furtul miliardului. Iată, cam ceea ce nu a fost rău, el nu a avut pârghiile. De ce n-a avut pârghiile și nu le-a cerut? Eu le-am cerut, dar nu a fost voință politică. Dar noi, Banca Națională, a făcut foarte mult pentru sistemul bancar. Așa de mult că, la sfârșitul mandatului lui, sistemul bancar a fost devalizat. Iată, dacă să vorbim în scurt ce a spus domnul Drăguțan, după discuția, după audieri, comisia a decis că pentru joi, începând cu orele 10, îi așteptăm pe domnul ministru finanțelor Arapu, care a fost în perioada aceea ministrul finanțelor, pe fostul ministru economiei actual, deputat în Parlament, Adrian Candu, și simplu prim-ministru Iurie Leancă. Aceste trei persoane, probabil că noi, nu știu, vom mai discuta, dar probabil că aici noi vom încheia audieri, dar urmează să analizăm oportunitatea audierii unor persoane care se află la moment în locurile de detenție. Atât.
ce am avut să vă comunic, vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare.